Ministerul Energiei a reacționat azi după descinderile de la CEO. Sebastian Burduja a anunțat că sprijină ancheta procurorilor DNA la Complexul Energetic Oltenia și va pune la dispoziție toate informațiile solicitate. Șeful de la Energie a mai spus că are zero toleranță la orice faptă de corupție. Unul dintre principiile fundamentale după care mă ghidez este simplu, zero toleranță la orice faptă de corupție. Ministerul Energiei stă la dispoziție Poziția organelor de anchetă penală cu orice informație care poate ajuta ancheta și poate stabili cu exactitate faptele și vinovații, a declarat ministrul Energiei Sebastian Burduja. Procurorii DNA instrumentează un dosar care vizează complexul energetic Oltenia și presupuse fapte de corupție săvârșite începând cu 2022, fiind făcute mai multe percheziții.